facă. Doamne, ocrotește-i pe costum popular, zeci de bătrâni ai satului Iodaia Manolache și-au dat întâlnire la Căminul Cultural. An de an, localnicii reînvie obiceiurile străvechi pentru a le da mai departe nepoților. E vorba de o pincă jos cu ciorapul de lână, coale, catrință, cămașă, așa se numește la noi la Moldova, cămașă, bundiță și baticuțul acela pe cap. Vrem să ducem mai departe tradiția poporului român. Prin noi, prin copiii noștri, să se ducă mai departe și la zi de sărbătoare să îmbrăcăm costumul popular. Așa ar trebui, așa e frumos să fie după datină, să reînvie din nou tradiția populară, tradiția poporului român în final. Așa e frumos, așa cred eu că e frumos. Noi am mai îmbătrâniți și le dăm la copii. Le dăm la copii rândul lor. Să... Am văzut că aveți multe generații tinere. Multe generații, avem pe doamna coordonatoare aici care vrea ca să nu moară tradițiile și să duce mai departe. Sărbătoarea satului a cuprins și lansarea filmului documentar Potcovitul Cailor, cât și a CD-ului cu muzica grupului folcloric Glasul Odăieșilor. Pe muzică populară, oamenii s-au prins în horă și au jucat cât i-au ținut picioarele.